Tatăl, Domnul Iisus Hristos și puterea Lui sunt de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Mă gândeam la Cuvântul Lui Dumnezeu și doreai să am același lucru care l-ar avea și fratele Ghiță și chiar mă gândeam și acasă citind din Biblie. Și la îndemnul care o să-l dau în seara aceasta, vreau să numesc la fel. Omul chemat de Dumnezeu. Omul chemat de Dumnezeu. Mă întreba cineva în zilele acestea, ce hotărâri ai luat în 2017? Și i-am spus, nu obișnuiesc să iau hotărâri. Dar în 2017 vreau să văd semnele și minunile lui Dumnezeu. Însă am fight. Ați vrea? Aceasta este hotărârea pe care am luat-o înaintea lui Dumnezeu. Și ori de câte ori vine fratele Daniel Bain sau alt frați, spune, în biserica cu tare, Domnul a înviat un tânăr din morți. Eu aș vrea să învie Dumnezeu să am fight. Eu aș vrea ca Dumnezeu să vindece în Sun Fight. Eu aș vrea ca Dumnezeu să elibereze în Sun Fight. Asta vreau să facă Dumnezeu în 2017 și sunt sigur, potrivit cu făgăduințele lui Dumnezeu, că dacă vor rămâne în unitate, Dumnezeu va face. Credeți lucrul acesta? Stăteam înaintea lui Dumnezeu la rugăciune și acum unde am fost în Botoșan, a venit un frate Costel, eu nu-l cunosc. Dar îi cunoaște Dumnezeu. Și cel mai mult mă bucur că spunea Dumnezeu că lucrurile în biserica aceasta vor intra pe păgașul lor și Dumnezeu va lucra. Este cel mai important lucru. Omul chemat de Dumnezeu. Suntem chemați de Dumnezeu. Ne înțelegem chemarea. Vorbea fratele Ghiță despre Ioan Botezător, vorbea despre Domnul Iisus Hristos. O scămâncarea Lui este să facă voia celui ce L-a trimis. Și dacă vom merge în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelie, vom găsi că Domnul Iisus spune și Ioan Botezător a spus că cel ce coboară din cer vorbește ca unul care este de unde? Din cer. Și cel ce este de pe pământ vorbește ca unul care este de pe pământ. Și ăla din cer vorbește ca ăla din cer pentru că Duhul este dat fără măsură. Doamne, toarnă Duhul Sfânt peste noi. Umple-ne de Duhul Sfânt. Omul acesta an își cunoștea chemarea lui Dumnezeu și ne-o cunoaștem și noi. Domnul să ne ajute. Amin. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Că a dat pe singurul Său, fiindcă oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Credem în Iisus Hristos. Amin. Spunea fratele Pătruț ceea ce a văzut acolo în Spania. Păi dacă credem, ar trebui să facem și noi tot așa, nu? Să-L vizitezi pe cel căzut, pe cel ce n-are de mâncare, spune Biblia că vin la tine și tu îi spui, du-te, nu? Așa ne îndemnam. Du-te, Domnul să te mângâie, Domnul să-ți dea, Domnul să-ți ajute. Și noi ce facem? Că noi trebuie să ne cunoaștem chemarea Lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Spune cuvântul Domnului Matei 11, cu versetul 10 în jos, că cel este acela despre care s-a scris, iată trimit înaintea feței tale pe solul meu pe care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum în împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau cu năvală pun mâna pe ea. Dăm năvală? Dăm năvală la alte lucruri. Doamne ajută-ne să înțelegem că Tu ne-ai vorbit că dacă ușa bisericii este deschisă, înseamnă că ne iubești. Ce lucru mare. Să te iubească Domnul Iisus Hristos. Și cine dă năvală, spune Biblia că pune mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, El este Ilie care trebuia să vină. El este Ilie care trebuia să vină. Pentru că la un moment dat așa se punea întrebarea. Este Ilie? Este un proroc? Cine este? Dar Biblia spune clar. Ioan Botezătorul este Ilie care trebuia să vină, slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 27-28, că oamenii chemați de Dumnezeu știu cine sunt.
Sunt unii care nu știu cine sunt, dar oamenii chemați de Dumnezeu știu cine sunt și spune, drept răspuns Ioan i-a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înșivă îmi sunteți martori că ce am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea cui? Înaintea Lui. Nu sunt eu cântărețul, pentru că aici este unul care răspunde de orchestră și este fratele Pătruț. Eu n-am cum să fiu, pentru că nu este locul acolo. Omul chemat de Dumnezeu știe cine este. Doamne, binecuvintează-ne la aceasta. Amin. Să ne cunoaștem locul. Să ne cunoaștem cine suntem. Să ne cunoaștem la ceea ce ne-ai chemat. Să ne cunoaștem lucrarea la care ne-ai chemat. Și Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 30, spune, 29 în jos spune, cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este de plină. Trebuie ca el să crească și eu, iar eu să mă micșorez. O spus Ioan Botezătorul, eu sunt prietenul mirelui și mă bucur. Și mă bucur. Noi ne bucurăm când Dumnezeu ridică oameni? Noi ne bucurăm când Dumnezeu ridică slujitori? Noi ne bucurăm când Dumnezeu ne vorbește? Noi gândim ca omul, spune, prin ăsta să vorbească Dumnezeu? Dumnezeu nu gândește ca noi. Slăviți să fie numele Domnului. Doamne, ajută-ne să ne bucurăm când Tu ridici oameni. Doamne, ajută-ne să ne înțelegem lucrarea. Eu trebuie să mă micșorez, iar El trebuie să crească. Vorbeam aseară pe mașină cu frații, era un frate păstor care avea, nu știu, 80-85 de ani și nu vrea să se lase de lucrare și a spus un proroc, frate, pune-te pe ultima bancă și stai acolo. Și când vrei să te duci în față, ține-te de scaun, nu te ridica. Ce nu pot câteodată în mine să mă ridic cu scaun cu tot. Pentru că nu ne înțelegem lucrarea. Nu ne înțelegem misiunea, nu ne înțelegem la ceea ce ne-a chemat Dumnezeu și nu știm când trebuie să ieșim în pensie. Noi credem că de acolo trebuie să zburăm direct în Împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie să creștem slujitori. Doamne ajută-ne! Amin. Doamne ajută-ne la aceasta! Domnul să ne binecuvinteze să fim oamenii care știm să fim devotați pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ioan era devotat. Ioan avea calități după voia lui Dumnezeu. Era un om neprihănit. Era un om care nu iubea nici mâncarea, nici băutura. Și oamenii s-au poptinit în el. A venit Domnul Iisus și ce au zis despre el? Un mâncător și un băutor mănâncă și bea cu vameșii. Și s-au poptinit și în el. Au alergat oamenii la Ioan Botezătorul pentru că nu doreau să se mântuiască, să temeau de iad. Pui de răpârși! Cine v-a făcut să fugiți de mânia viitoare? Duceți-vă și faceți fapte vrednice de pocăință. Așa cum spunea fratele Ghiță, căci pentru el ce este botezul. Și apoi veniți și vă botezați. Un om care avea curajul să se ridice, să strige în gura mare care este adevărul și în ziua de astăzi lipsește. A stat cu mulți oameni de vorbă, acum cât am fost câteva zile cu fratele Vasile Botoșan, oameni bătrâni, cu fratele Franciuc Verea și vorbea despre biserică, despre lucruri. Cum se întâmplă în biserică? Alt frate care a venit acolo și spuneam, frate, acolo trebuia un du de deosebire. Trebuia să ai curajul să te ridici în picioare să spui, ăsta e adevărul. Oameni chemați de Dumnezeu. Omul acesta știu să spună, Irod, nu ți-a se îngăduit. Noi nu avem curajul. Noi după război spunem, auzi frate, așa că nu a fost Domnul prezent acolo. Mi-a făcut Domnul de cunoscut. Așa se întâmplă. Noi după război avem curajul. O suna cineva a doua zi și îmi spunea, frate, aseară nu a fost Domnul acolo. Am avut așa din partea Domnului că nu este prezent Dumnezeu. Era vas de lucru. Și am zis, frate, după război, mulți viteași se arată. De ce nu te-ai ridicat în picioare atunci? Și să spui, aici nu este lucrarea lui Dumnezeu.
nu avem curajul pentru că nu totdeauna suntem chemați de Domnul. Nu totdeauna stăm la turnul nostru de veche, la adăpostul, aripa, sub aripa lui Dumnezeu. Nu stăm la cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvintează să fim ca oamenii care au fost chemați de Dumnezeu. Niște oameni devotați lucrării la care a chemat Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune, ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi nu sunt în casă. Moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți un proroc? Da, vă spun, mai mult decât un proroc. Era prorocul celui, Dumnezeului celui prea înalt. Mai mult decât un proroc. Dar acest proroc n-a avut de trăit mult. Acest om n-a trăit mult. Acest om în planul lui Dumnezeu a avut de suferit. Și predicam odată și vorbeam că planul lui Dumnezeu este de suferit. Acest om, pentru că a spus adevărul, trebuie să stea în temniță. Așa este. Și spune Biblia că în vremea aceasta, cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, cum este? Este prigonit, așa-i? Este bajocorit. Bă, lasă-mă, chiar așa e pocăința? Chiar așa trebuie să vorbești, chiar așa trebuie să te poți? Chiar așa trebuie să meargă copiii de la școală, să vină pe stradă? Nu este așa! Dumnezeu este Dumnezeu, nu se schimbă. Noi ne schimbăm. Și omul acesta, la un dans a unei fete, o trebuie să-i se taie cap. Era unul dintre cei mai sfinți oameni de pe pământ. Credeți lucrul acesta? Și o fată a început să danseze. La o zi de naștere, la o zi onomastică, care mulți și dintre ei creștini o sărbătoresc și le place. Fac tort urman. Și le place să sufle în lumânări. Și le place să facă ceea ce face lumea. Și le place să trăiască așa cum trăiește lumea. În poftele și în plăcerile lor. La un dans poate să dispară din viața ta tot ce ai din Dumnezeu. Și să treci de partea lumii. La acest dans, împăratul a făcut o făgăduință și a zis, pentru că eu plăcut cum o dansat. O zis, orice îmi ceri, îți mai da, nu? Chiar și jumătate din împărăție, vă dați seama. Să-ți vină cineva să spună, îți dau jumătate din Austria, din împărăție. Și această fată mea a trebuit, ești afară că nu știu ce să ceară. Și-a întrebat-o pe mama ei, ce să-i cer, mamă? Jumătate din împărăție. Gândiți-vă dumneavoastră cât e de mare Austria sau România. Sau știu eu, să zic că își dau jumătate banii care sunt în conturi, în bănci. Și să nu o intereseze lucrul acesta. Și au zis, mamă, să aduce cere capul lui Ioan Botezătorul. Și i-o tăia capul și l-au dus pe o tablă. Așa, imaginați-vă dumneavoastră ce tablou era acolo să vezi capul lui Ioan Botezătorul. Nu a interesat o jumătate din împărăție. Suntem noi chemați de Dumnezeu? Aveți curajul să spuneți adevărul? Să spui Biblia este Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr. Să spui ăsta este păcat și este păcat. Sau îți place să vezi cum dansează lumea. Și să trăiești cum trăiește lumea. Și spunea fratele Ghiță despre Apostolul Pavel când spunea că unii îl predică pe Dumnezeu din slavă de șartă, alții din duh de ceartă. Dar acolo spune Pavel un lucru, puțin din dragoste pentru Hristos, dar mă bucur că cuvântul lui Dumnezeu este cum? Propovăduit, vestit, dar în ziua de astăzi nu mai este așa. Pentru că ne-am dat predicator după poftile noastre. Și nu se mai predică nici din duh de ceartă, nici din slavă de șartă. Și o să predică să placă oamenilor cu tot felul de bancuri, cu tot felul de, știu eu, glume din amor, să fac să râdă, să se simtă bine. Domnul să ne binecuvintează să fim oamenii chemați de Dumnezeu.